Emil, dragă, vreau să-ți propun un test, să facă România un test asupra populației Pământului nostru, nu? Să fie, să zicem, trei teste diferite care să acopere, cum să zic, diverse laturi ale personalității unui om de azi, profesională, intelectuală, afectivă și să vedem cum stăm, cine e normal, cine nu, cine poate să mai muncească, cine nu, cine poate să muncească și poate e greșit localizat, fiecare să fie căutat la suflet și să fie ajutat toți oamenii. Înțelegi? Și eu știu, am căutat pe internet și știu că un om din patru este bolnav pe pământ, pe Terra și deci la Hațe, care are 10.000 de locuitori, din peste 2.000 de oameni bolnavi psihic. Poate acum cu drogurile și cu toate astea, poate și mai mulți săraci. Amin.